Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Comuniștilor, domnul Vladimir Voronin. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, stimați telespectatori! Domnul președinte, începem emisiunea cu teme despre Igor Dodon sau cu subiecte despre Maia Sandu? Da, честно говоря, не играться жди уну жди алта. Да си începem despre... Da, despre ce putem să începem? Ce avem noi bun, bine? Nu, da, să începem chiar cât de grabă, deja să fie cald, să fie primăvară. Haideți să începem să încep de iarnă. Faptul că an de an eu vă invit înainte sau după sau în ziua de 7 aprilie. Anul ăsta noi am avut ieri, 12 ani de la acel eveniment. An de an dumneavoastră răspundeți la multe întrebări despre asta. Mereu vă faceți, dumneavoastră tot timpul ați insistat pe faptul că a fost o tentativă de lovitură de stat. Unii până astăzi spun că a fost o revoluție a tinerilor, a libertății, a scopului de a trăi mai bine. Haideți să încercăm un pic altfel. Dumneavoastră atunci dețineați puterea absolută în țară, datorită faptului că erați și președinte al partidului care deținea majoritatea în Parlament. Deci președinție, Parlament, guvern, serviciile speciale. Dumneavoastră pe data de 4, 1 aprilie, de 2, 3, 4, 5, 6, rapoarte pe masă. Nu aveați că se pregătește ceva? Sau totuși, domn președinte, trebuie de recunoscut că a fost ceva spontan, iar la un moment dat cineva a încercat să folosească de asta în folosul lor? Pentru mine și pentru partidul nostru și pentru mulți alegători ai noștri, 7 aprilie are o altă semnificație. Ieri s-au împlinit 20 de ani de când eu am fost inaugurat în calitate de președinte a Republicii Moldova după alegerile din 25 februarie, când, într-adevăr, partidul nostru a obținut o majoritate constituțională, am avut 71 de deputați în Parlament. Pentru prima și ultima dată în istoria actuală a Republicii Moldova. Pentru noi aceasta e zi semnificativă. Că noi atunci, având această majoritate și această încredere, în primul rând, pentru că această majoritate înseamnă încrederea alegătorilor, încrederea poporului, noi am reușit în 8 ani și mai mult de guvernare să facem lucruri foarte importante, foarte necesare și bune pentru cetățenii Republicii și pentru toată țara noastră. Iar că despre aceste lucruri ar trebui de vorbit pe 7 aprilie. Dar și ce a urmat pe urmă, nu că pe urmă, dar a urmat în contextul a treia noastră victorie. Noi am câștigat alegerile în 2001, noi am biruit în 2005, noi am biruit în 2009 cu 60 de mandate. Și dar nu mai puteau răbda nimeni, nici aceia care au doborât cândva Uniunea Sovietică, care au mășinat-o, au în vedere prietenii lui Sandu și alților de după ocean. Nici pe interior, toate grupările astea, nici vecinii de peste Prut, cum asta? Noi am declarat, am luptat, am nemicit guvernarea comunistă și comuniștii, și că ei a treia oară la guvernare și mai mult atât cu așa succes și cu așa rezultate. Nu-i care aducă în misiunea aceasta, nu o să ne ajungă timp că eu să enumăr aceste rezultate. Dar oamenii țin foarte bine minte cum noi am lucrat și cu ce rezultate și cu ce succese avem Moldova în anii ce. În primul rând, Moldova a fost recunoscută pe plan internațional. Eu sunt unicul președinte care, nu că mă laud, dar că constat adevărul că am avut vizită oficială invitat de președinte George Bush în Statele Unite. Mai mult nimeni. Eu nu vorbesc de ce mai mult de 40 de ori am avut întâlniri bilaterale cu președintele Federației Rusiei, Putin. Cu mulți președinți am multe sate, cu regi, cu diferite instituții. Eu de ce vorbesc despre aceasta acum? Pentru că când noi am venit la guvernare, aici gata, toți au stins lumină și au pus traur
s-au început a se bășie că gata, Moldova n-a să fie recunoscută de nimeni, că nu o să fie acceptată de nimeni, că pe noi nu o să ne viziteze nimeni, că noi am să fim insulă, ca cum e Cuba în lume, am să devenim o insulă, am să ne rupem nu știu de unde și nu știu cum. Nu s-a întâmplat nimic. Și papa de la Roma m-a primit și toți care numai și China și toți sunt toate și în Norvegia și pe tot locul. Am fost invitat, deci nu dovedem să efectuez aceste vizite pentru că trebuie de lucrat în interiorul țării. Și am creat echipă și am consolidat toate forțele împreună ca să hotărâm ce și trebuie de făcut pentru Moldova. S-au trezit probleme extraordinar de importante. Până astăzi, ca să termin la capitolul acesta, până astăzi, nici o guvernare dintre aceștia care se fac mari democrați și bat cu pumnul în piept, mai ales tâlhărimea aceasta cu miliarduri și toate prostiile astea, nici nu s-au apropiat nici de un indicator dintre cei care noi am obținut în cei peste 8 ani de guvernare. Și ultimul, eu am plecat de la guvernare și de la postul de președinte binevol, pentru că în Constituție indicat președintele își dă demisia după ce este ales noul președinte și a depus jurământul în modul constituțional. N-a fost ales nici alt președinte, n-a depus nimeni jurământul, dar eu am plecat conștient pe 11 septembrie 2009 pentru a deschide posibilitățile ca să poată alege, ca să poată face, pentru că noi de atunci a doua oară am trecut alegeri. S-au blocat toți, fondul Soros cu bani, toți aici, la românași ăștia de toți, i-au blocat pe toți, că Doamne ferește. 60 de mandate, n-am ajuns un mandat. Pe toți deputații și ei lanți, care de la 60 până la 101, 41, i-au făgărit pșine din țară, le-au dat bani, duceți-vă la mare, duceți-vă unde vreți, numai nu stați să ieși, Doamne ferește, să votați pentru comuniști. Era candidat grecian atunci. Da, Doamne ferește, pe toți i-au făgărit în toate părțile. Și e ca așa. De atunci noi avem raiul acesta democratic. În Moldova, tâlhărime, toți cei care pe urmă au făcut, am să trecem la 7 aprilie, care au organizat pe 7 aprilie, dar nu mai puteau ei răbda nimeni, permit indicații să petreacă această oranjă revoluție în Moldova. Și toți, după aceea, au venit la guvernare. Și vedem noi astăzi, că avem cât din 2009, 12 ani. Și rezultate are Moldova. Unii în Moldova, și cum trebuie cetățenii astăzi, cum avea să trăiască dacă noi avem să prelungim așa cale de dezvoltare a țării care noi am început așa am mers 8 ani de zile. Ia că acum eu pun problema. Nu cu 7 aprilie. 7 aprilie a fost organizat. 7 aprilie, pentru prima dată, a fost o încercare de a folosi rețelele sociale. Băi, să aduni tu în 40 de minute 20.000 de oameni, lasă-i șerși cineva. Nici cu bani, nici cu nimic nu-i poți să dona, numai pe rețelele sociale. Și cine era în primul rând? Fix acel scenariu cum îl făceau fașiști în anii războiului. Și cum au făcut acum între Armenia și între pe dimensiunea Carabahului. În primul rând, copiii. Aici care de la liceul ăsta de lângă Casa Presei, cum liceul Prometei, cum se numește? Asaki. Asaki. Asaki, e. Unde-i? O lăsată, prălată ăsta. Unde-i? Deputată în Parlamentul României. Pentru că lui toți așa. Și studenții de la Creangă, asta s-a primit cu doamnă, pe urmă, activa în aparatul președintelui. Nu știu cum ne-am luat de vorbă, că ea avea acces la președinte cu mai multe documente. Și îmi povestește că și eu am participat pe 7 aprilie. Dar și unde era ea? Ce face? Eu eram studentă la Creangă. Și ne-a spus nouă, ne-a convocat și ne-a spus că cei care n-a să participe, n-a să dăie niciun examen. Așa este mărunțușuri, dar de mărunțușuri liceții s-au primit acest 7 aprilie, când Moldova s-a tot cu fundul în sus. Tot e cu fundul în sus. Și la guvernare, că vin lepădători de astea care și acum, și parlamentul ăsta, corupt și mafioci banditesc. Și la președinte ne-a la știu uita. Ia că și-am obținut noi prin 7 aprilie 2009.
revoluție au făcut ei. Care revoluție? Voi știți ce înseamnă revoluție? Dar totuși cineva a avut de câștigat de pe urma acelor evenimente? Sau până la urmă au pierdut toți? Da, au câștigat. Vlad din tâi a câștigat și a postat la pușcărie. Au câștigat. Gimpu are 3 hoteluri în România și castel în centrul București. Au câștigat. Aici care 10 ani de zile metodic au distrus și unul și altul Chirtoacă, Dorinel și cu Urechianu, distrus Chișinău, că ei erau capitanie aici. Ei, de la început, ei au fost organizați. Dar și nu ține minte lumea cum Filat dușea copiii în fiecare zi de la de la clădirea guvernului până la președinție. Și primul băiețel care merge, ei toți erau îmbrăcați în dește scurte, dește verzi, semnul Partidului Liberal Democrat, culoarea verde. Și băiețelul cel dinainte avea ștandartul ăsta așa, care era scris câte zile au rămas până la 7 aprilie. Nu până la 5 aprilie când au avut loc alegerile. Că se mobilizează cetățenii, susținătorii liberal-democrați, o să-i voteze pe ei, poate că mai putem cumva de înțeles. Dar numai până la 7 aprilie alegerile au fost pe 5 aprilie, dar ei până la 7 aprilie. Tot din start, pe 1-2, au fost scrise demers de liberal-democrați să fie acordată piața de pe 5 aprilie până pe 21 aprilie, până pe 20 aprilie. Și eu, când erau formate cele două comisii artificiale parlamentare, care așa și n-au mai descoperit nimic, n-au mai vrut să deschide parantezele și au fost pe 7 aprilie, pentru că ei nu puteau să-i terdeze pe lor, când comisii erau tot a lor. Da. Eu i-am întrebat, dar și trebuia să urmeze după 20 aprilie? N-au răspuns nimic. Mult este aici de discutat, principalul că vremea trece, dar nu putem înapoi întoarce și ei și am pornit noi atunci cu mari rezultate bune de dezvoltare a Republicii Moldova. Stăm pe loc. Înapoi ne-am întors. Guvernările din 2009 s-au mai schimbat, ba de stânga, ba de dreapta. Vin unii, pleacă alții și schimbă cu locurile. Eu știu așa că dacă eu sunt la guvernare și eu am comis ceva atunci în aprilie, eu la anchetă n-am să permit, sau am să fac astfel încât ancheta să nu spun adevărul. Dar eu pierd într-o zi puterea. Și în locul meu la guvernare vine oponentul, care vrea să mă distrugă până la capăt. Și el scoate la iveală ceea ce am făcut eu, dacă eu am făcut ceva la 7 aprilie. Deci din 2009 până azi a trecut 12 ani. Ba a venit unul, ba a plecat altul, ba a venit... Și nimeni până la urmă n-a scos adevărul la iveală, dacă există un astfel de adevăr ascuns. De ce nimeni pe nimeni? De ce... Până la urmă, exact nu este clar ce s-a întâmplat. Păi, ei toți aceiași, numai că se vopsesc culoare, vezi? Ia că este izghitul ăsta care a fost polițist. I-a turnat la om pe cap zilionc și l-a urbit pe om. Și zanut este. Ei sunt aceiași culoare toți. Ei, mă ta spui că de stângă, de dreaptă, care e de stângă? Unde vezi de stângă la guvernare? Socialiștii. Da. Ai văzut în comportamentul și în activitatea și în poziția socialiștilor ceva de stângă? Ei toți vin la guvernare pentru că aici e cormușcă. Ei pot să vopsească în orice culoare, numai să-i mințească, să-i ducă în eroare pe alegători, pe cetățenii țării. Și de ce ei când vin la guvernare uită a doua zi de promisiunile? Toți uită! Noi am analizat acei 8 ani de guvernare și acele angajamente care noi le-am luat în timp, în anii aceia, față de alegători când mergem în campaniile acestea electorale, noi am împlinit nu ceea ce am scris noi, că o să hotărâm cu tare probleme, cu tare probleme, cu tare probleme. Noi am analizat toate acestea, noi am făcut mai mult de 4,5 ori decât am spus că o să facem. Pentru că nu poți dinainte să știi ce o să fie peste 4 ani. Nu poți dinainte să știi ce o să fie peste 8 ani. Că viața e cu mult mai largă și mai multe probleme înaintează. Dar trebuie să lucrezi, trebuie să faci treabă. Dar ei toți vin la guvernare cu un singur scop. Vedeți că toți se discreditează. Toți după 2009 care au fost la guvernare, toate guvernele acestea s-au discreditat. Toți s-au dus la guvernare cu pantaloni rupți din urmă.
Nimeni nu s-a dus și omeniește să plece, așa cum noi am venit o dimineață pe 11 septembrie, am luat o foaie de hârtie și am scris că eu de astăzi îmi dau demisia din funcție de președinte. S-a terminat. Nu, tot se ține că așa ia și tremur după această guvernare, pentru că acolo e țâța, ia că și-i lădânșii. Și e greu să le rogi din gură. Chiar dacă mulți romantici consideră că au participat atunci la niște evenimente revoluționare, ei astăzi, mulți dintre ei, sau majoritatea dintre ei, se arată dezamăgiți. Ei sunt inconștienti. Ei nici n-au înțeles cum îi folosesc pe ei. Și în ce scopuri îi folosesc alții care din spate stau. Mulți se regretă până în ziua de azi, au rămas dezamăgiți, dar iată dumneavoastră, nu vă se iartă ceea ce s-a întâmplat începând cu noaptea de 7 aprilie spre 8 aprilie și zilele următoare, când poliția i-a luat sus din Piața Mare Națională pe cei care umblau pe acolo, băgat-o prin pușcăriile din Chișinău și judecați în interiorul penitenciarelor. Și asta vi se impută dumneavoastră anume. Asta e istorie inventată în noaptea din spre 7 spre 8 aprilie. Da, au fost reținuți. Da, ei, cei care erau cei mai răși cu pietri și cu așa, atacau poliția, au fost, se vede și o leacă pus la loc de organele de poliție respective și aceasta este normal și în orice țară așa se face. Uitați-vă la cele două sau trei luni de zile de proteste în Franța și făcea macaron aici cu macaron cu francezii. Uitați-vă ce a făcut aici, nou ales Biden, 4 trupuri în Capitolie. Unii procesul pe Capitolie și pe aceste 4 trupuri. Cine se răspunde de aceste 4 oameni care au decedat în Capitolie? Acolo democrație. La protest. Acolo dânsul se numește democrație. Dar aici la noi se numește așa numai de aceea că în timpul acesta la guvernare erau comuniștii. Dar comuniștii nu pot să guvernează fără sânge, fără jertfe, fără trupuri, fără nimic. Ia că care-i lozincă lor toți anii aceștia și tot timpul. Ia că de ce ei se fac. Așa că n-au mai fost așa și vorbesc ei. Ei au făcut, au prins parlamentul, s-au îmbătat, s-au bătut, au furat totul din parlament. Mobilă, computătoare, tot. Au distrus tot. Pe urmă au fost anchetă, s-a arătat toate chestiile astea și s-au filmat ce au făcut ei atunci. Și ei acum iese eroi. Așa eroi care erau în timpul conflictul de pe Nistru, tot așa eroi, care nu au fost nici dată pe malul Nistrului, e acum plin pieptul, nu toți, da. Unii din ei, plin pieptul cu Znăceașii, GTO, altele, atlicine grajdanscă baronă, da, și îmblă și fac este de marge. Toți așa, adică... Tot și o victimă am avut. Și să așteaptă decizia CEDO, mă refer la Valeriu Bobo. Așa tot a fost insinuare, pentru că acest Boboc a venit cu săptămâna, cu 10 zile înainte de venirea din 7 aprilie din pușcărie. Domnul președinte, omul da. E decedat. Haideți prin morți. Dar și în prejurări. El a fost aruncat de colegii lui de la etajul 3 din clădirea Parlamentului. Și aceasta nu vor să vorbească. Aia ești cinstiți, democrați, cu spumă la gură și piercele astea care stau acum rădășinate și în Parlament și în alte instituții și în fiecare țară stau la diferite canaluri, hau, toată seara, în fiecare seară, în grup, se unesc. Dar dumneavoastră știți că oficial din anul 2012, 7 aprilie, Moldova se numește Ziua Libertății? Sunt mai multe zile a libertății, eu nu știu. Prima dată. Unde asta? În 2012, Parlamentul de la Chișinău, care era în Palatul Republicii, a declarat această zi drept Ziua Libertății. Ziua a fost numită în semn de recunoștință față de cei care au protestat pașnic în numele democrației și a libertății. Mm-hmm. Pașnic. Dar nimeni nu sărbătorește. Pașnic cu pietre și cu șivrei și cu armatură și cu bătăi, cu poliția și așa mai departe. Cine are voie să pui mâna pe polițist? Polițistul ăsta slujește țării, poporului. El e la slujba poporului. Nu are voie să pui mâna nimeni pe nimeni. Ce înseamnă să pașnic dacă tu ai început să te bate cu polițist? Dar de ce dumneavoastră nu ați dat voie? Pentru că spun mulți că atunci când băieții ăștia, tinerii, carabinierii, stăteau cu scuturile prin spatele lor pe acolo, în spatele președinției, își deau băieții de la fulger. Și dacă dumneavoastră le-ați fi spus foc fără armă, în sens că ăștia erau pe sus în jumătate de ceas pe toți și trimiteau pe acasă.
Nu a fost așa ceva. Toate forțele care noi le-am avut au fost toate implicate. Dar cum să-i piepla 20-30 de mii de oameni? Nu. Acum, după aceasta, au apărut multe legende. Că așa au spus, că nu așa au spus Voronin, că așa au făcut, că nu așa au făcut, că au fugit, că nu era, nu știu unde, că am urcat în avion sau în vertolios și am plecat nu știu unde. Ați auzit povești de astea? Au fost diferite fabule. Și acum se inventează, se grează și se asculți ăștia să se adună la posturile astea penunțate din exterior la televiziune și vorbesc și taiuresc de ce acolo le plătesc. Asta e gata. Eu subliniez, de pe 7 aprilie Moldova s-a întors brusc înapoi pe drumul acela care noi l-am desemnat de dezvoltare. Tot, de pe 7 aprilie nu se primește nimic. Numai prostii și numai crime și numai furturi și numai scandaluri și numai neplăceri. De pe 7 aprilie 2009, cu părere de rău. Și cei care atunci au votat și votează până acum pentru ei, fac și ei o prostie și o trădare. Și îi strădează pe ei, familiile lor, neamurile lor, copiilor, pentru că ei știu din start că dacă el așa îi plătește bani, înseamnă că cel care a plătit bani legătorului, el trebuie pe urmă, când e la guvernare, să-și întoarcă banii și ăștia înapoi. Și dacă vezi că el vine la tine și îți face agitație cu bani, e clar că tu votezi pentru tălhari. Viitorul deputat tălhar, viitorul ministru tălhar, viitorul președinte de țară, de parlament, deși tălhar, dacă te-au cumpărat pe tine cu bani. Gata, sunt terminat aici. Alte discuții nu poți fi. Pentru că dacă tu ai intenții nobile și vrei să faci pentru țară ceva, tu nu trebuie să duci scumpir alegătorul. Tu trebuie să-l convingi că tu, ia că ai capacități, ai echipă, ai totul posibilitățile să-i faci așa și așa pentru țara noastră. Dar îți duc cu bani. Nu, dacă tot vorbiți de bani, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate ca după asta să trecem la alte subiecte. Dar nu eu vorbesc de bani. Eu n-am vrut să văd banii aceștia. Ați pomenit. Ei îmblă cu bani, cu miliarde, cu toate astea. Luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim cu multe alte subiecte, președinte, ok? Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit. Așadar, continuăm cu dățile. Eu am citit zilele astea pe site-ul Partidului Comuniștilor că dumneavoastră la data de 2 aprilie ați făcut 60 de ani de când ați început activitatea în domeniul public. Da, în câmpul muncii. În câmpul muncii. Și ați început-o ca zaveduși hleba picarnii v Creuleanah, în Creuleni, deci, da? Asta e pe site-ul pe Ceremiu. Asta e viața de om 60 de ani. Și pentru toate astea, mai jos, în același comunicat, eu am citit că dumneavoastră, pentru toți acești 60 de ani de activitate în viață, ați luat Ordin Znak Pachota, Ordin Trudavova Krasnova Znamini, 5 медалей СССР, премия за выдающуюся деятельность по консолидации единства православных народов, Орден князя Ярослава Мудрого первой степени Дин Украина, а также высший орденом Болгарии, Хорватии и Греции. Что не имеет где Молдова? Да. Это что не имеет где Молдова? Întrebarea e foarte interesantă. Да. Dar cred că ne pe adresul. Eu țin minte că dumneavoastră la o emisiune, dacă nu greșesc la domnul Golea, ați spus că dacă președintele de atunci al țării, Igor Dodon, va acorda Ordinul Republicii, ori Dodon spunea că vrea să vă-l acorde, dumneavoastră o să-l refuzați și nu o să luați. Noi acum avem un alt președinte, doamna Maia Sandu. Așa și-a fost. Dacă ea va da Ordinul Republicii, ori degrabă faceți 80 de ani, poate ar fi un prilej ca dumneavoastră să vă-l acorde, îl luați la doamna Maia Sandu? Nu. De ce? Nu el mai Sandu, iau statul Republica Moldova. Statul vă mulțumește pentru faptul că ați lucrat în beneficiu statului. Doar ordinul nu îi vine din de acasă, de la Maia Sandu. Dar nu nici frica nici chestiile astea, că eu am fost președinte și eu știu ce înseamnă să apreciez oamenii care merită cu ordine, cu insigne, cu medalii, cu titluri. Eu știu foarte bine chestia aceasta.
Dar n-am să apreciez categoric. Și ia că dumneavoastră, personal, domnul Gonța, și toți jurnaliștii, duceți lumea în eroare. Toți președinții care au fost aleși după ce am plecat eu de la postura de președinte, au fost aleși în mod neconstituțional, cu încălcări Constituției. Pentru că să modifice Constituția nu are dreptul 4 sau 5 membri a Curții Constituționale. Asta o spuneți doar dumneavoastră. Comunitatea internațională niciodată n-a avut vreo obiecție. Mie n-a plevat la toate aceste comunități care vin aici și se leg pe bot cu ăștia și îi laudă chiar ca și de bravo voi sunteți și fură împreună cu ei creditele și banii și care îi le acordă aici parcă, dar ei nici nu ajung aici. Mie n-a plevat pe ei, pe toți ăștia, că eu știu cine-s ei. Eu i-am văzut pe ei de pe viu în toate structurile europene. Am fost și în sediul NATO și Consiliul European, adunarea parlamentară a Consiliului European, am fost membru a APCE mai mult de 10 sau 12 ani. Eu știu toate aceste lucruri și toate aceste jocuri. Da. Președintele Sandu, mă rog, da, nu oarecum chiar și se numesc președinte, Dodon, toți ceilalți care după mine, toți, n-au fost aleși în mod constituțional. Și cum pot să-mi permit eu, președinte cu două mandate, constituțional ales, în alegeri libere, democratice, să iau ordine în mâna cui? Dar ea să-mi ardă palma, să-mi ardă mâna, să-mi ardă tot. Nici un fel de ordine, nici un fel de distincție, categoric. Să merit de 1000 de ori, nu știu mai mult. Dacă voi, jurnaliștii, nu vor zice despre asta, că la noi tot și Constituția e întoarsă după evenimentele și alea din aprilie, care noi nu de mult le-am discutat aici câteva minute în urmă, e toată fundul sus. Tănase a ridicat declarația despre independență mai presus decât Constituția. Ei, constituționiști se numesc ei. Doamne ferește, Doamne ferește, cine i-a educat, cine i-a învățat? Eu înțeleg sentimentele astea lor naționaliste, eu înțeleg lingușirea asta, lingăie ăștia pe în jurul românilor, dar chiar și așa să strădesc tu patria ta, țara ta, atunci că cu o hrendă stai aici în Moldova? Du-te în România și fă treaba acolo. Dar nu jurați. Dar eu nu jur, dar asta e expresie națională, narodne vrăjeni. Văd. De ce i-a lăsat în pașă cu distincțiile lor? Da. Ia că aceste persoane, aici nu sunt toate indicate. Ce am văzut eu pe site? Nu sunt toate indicate. Distincții. Nu. Distincțiile străine nu sunt toate indicate aici. Nu, nici eu n-am vrut să le indic pe toate pentru că altă dată când voi pleca mai încolo, mai altă lume. Da, de 60 de ani de muncă, fără nici o zi de repaus, eu n-am fost eliberat de nicăieri, nici dintr-o funcție. Eu am fost trecut tot timpul, de la o funcție la alta. Niciodată nu m-a dat afară de nicăieri? Nu, de tot timpul și de fiecare dată pe o scară mai sus, pe o scară mai sus, pe o scară mai sus, pe o scară mai sus. Ați observat? Și două academii și multe alte studii. Dar uitați acum. Uitați-vă la biografia, cine sunt miniștrii la noi. Eu prins în drum, cum ai prins pe câinii ăștia vagabonți cu las la gât, și-o luat și-o adus și-o pus în guvern în fotolile astea. Dar uitați-vă cine sunt parlamentari. Cine a fost el ieri până în parlament? S-a ninat de fusta lui Sandu, s-a ninat de pantaloni, cum sunt ei, a lui Dodon, nu prea a fost la Himcesc. Da. Și a venit în Parlament. Și el deodată două zi deștept. Aici e ministru, știe totul. Aici e deputat, totul știe și totul înțelege și totul hotărăște și totul. Și ei, noi vrem de la ei să avem succes în țară, noi vrem rezultate. Cum să duc ăștia o lampăcică și gata, satul trebuie să-l voteze că el... lampăcile, cu lampăcile noi trăim.
Și facem noi, în genere, în Republica noastră. Dar când a să ajungă asta la conștiința oamenilor, alegătorilor? Când a să înțeleagă oamenii că totul depinde de ei? Ei aleg și, pe urmă, ei critică, băi, dar iau-te, dragi, și din Parlament nu fac nimic. Ia uite, băi, asta au promis președinte, asta au promis una și una și una și ia că au trecut 5 luni, 100 de zile și nimic noi nu vedem. Ia ca acela așa, ia ca acela mine. Dar cine i-a adus pe dânsă? Cine i-a pus în fotolele astea? Ei și au venit singuri? Au vrut să vină singuri atunci, pe 7 aprilie 2009. Nu le-am permis. Când atunci au fost încercare de lovituri de stat, dar nu au reușit ei să o aducă până la sfârșit. Noi am rămas la guvernare. Și eu vă spun, vă amintesc încă o dată, că eu am plecat de la președinție în septembrie, dar nu anul acela, dar nu a doua zi după 7 aprilie. Dar iată despre biografia dumneavoastră, eu o citeam, și din 89 dumneavoastră ați fost ministru de interne în timp de un an și un pic, dar eu uitându-mă în sus, adică de la, din 61 când ați început, eu n-am văzut nicio zi că dumneavoastră fi fost polițist, milițian. Cum ați ajuns ministru de interne și azi sunteți general major în rezervă? Bata nu cunoaște cadrul politică KPSS. Извините, но не знаю. Ну, ну, кунош кадровая политика КПСС. Я в державем град милитар, да милитар, ну, де полиции, да оставил-то треб. Да финды на структуре честя органов советичи, честь намеште райсполком, горсовет, pe urmă, fiind în structurile acestea de partid, în comitet central, în comitetele raionale de partid, în Duvasari, fiind prim-secretar și ieșea de zile la Binderi, a orașului Binderi de partid. Eu tot timpul când lucram, noi atunci acolo lucram, tot timpul cu organele interne, cu miliția, cu toate structurile acestea care erau atunci pentru ordine publică. Cum lucram. Așa că eu spun că eu eram cu totul cu mască pe cap și nu vedem și nu înțelegem și nu știem rolul miliției în societate, asta o greșeală, voi puteți să o faceți, voi jurnaliști, vorbiți și vreți să vă dă în cap. Dar asta nu a fost greșeală. Și în rezervă de cadre a Comitetului Central era în drept cu funcție de ministru de interne, era scrisă familia Voronin cu 10 ani înainte. 10 ani înainte. Că am lucrat, uitați în biografie, că am lucrat în secția organizatorică de partid a Comitetului Central, care se ocupa cu toate cadrele din Republica Moldova. A fost scris cu 10 ani înainte de a mă numi pe mine ministru. Dar și că am lucrat un an și puțin, cum ai spus, mai foarte corect, pentru că atunci când a fost numit drug prim-ministru, a doua zi primul și a intrat la drog în cabinet cu cereri de demisie, a fost cine? Voronin. La revedere. Am pus pe masă, dar n-am plecat cu totul din organele de interne. Am plecat la Moscova, Academia Ministerului de Interne a Uniunii Sovietice. Am absolvit Academia aceasta de interne. Cererea ați depus-o pentru că așa v-a cerut Moscova, Kremlinul? Sau... Așa ne-a cerut Sovestea, că eu nu mă vedeam pe mine în echipă formată de druși de ăștia care au venit atunci la guvernare, tot așa din stradă. Chiar el a lucrat în zapad, în Ucraina, acest drug de revăbrăbată și combinat, nu știu unde. Trie de astea scânduri la piloramă. Înțelegi? Eu n-am putut să-mi permit cu naționaliștii, cu națiștii ăștia care au venit atunci la guvernare, să lucrez măcar o jumătate de zi. Categoric. De ce naziști? Eu vrut independența Republicii Moldova. Dar lăsați-vă și asta e așa, pe hârtie. Așa, noi trebuie să facem noi emisiune, dar o conferință de presă așa pe o jumătate de zi, să vorbim despre multe lucruri care... Eu film v-am propus. Film? Da. Cu cine să-l fac eu filmul? Cu mine. Cum ta? Despre tot ce a fost. Acum noi suntem în eter? Acum da. Dar dumneavoastră ați refuzat atunci. Ați spus că mă mai gândiți după asta, ați spus că a venit și pandemia. A, că vei tot mă așa propui, tot mă ta găsești obiecte ca să spui că deși nu facem film. Bun. O să-l facem. O să-l facem. După ziua dumneavoastră de naștere. Iată, dumneavoastră, tot timp criticat sondajele.
Tot vorbim încă despre dumneavoastră un pic și trecem la ai noștri. Dar iată unul din ultimele sondaje care au apărut la Chișinău, celor companii ai data, cred că l-ați văzut, la întrebarea în timpul cărui președinte s-a trăit în Moldova cel mai bine, pe locul întâi, 25,3%, a spus că în timpul lui Vladimir Voronin. Și eu ce trebuie să spun? De data asta, dați crezare sondajului. Pentru că atunci când eu vă întreb, sau alți colegi de mei vă întreabă, că iată, sondajul nu vă dă șansă să ajungeți în Parlament, spuneți că sondajul e cumpărat. De aici. Dar mă, dar cum crezi că eu, în afară de sondaj singur, nu pot aprecia cum era atunci situația și cum este astăzi situația în țară? Eu nu citesc cifrele despre salarii, despre pensii, eu nu văd prețurile. Eu și nu înțeleg chestiile astea. Eu am și specialitate de economist. Nu economist de ăsta, al de prietenul meu tale, Dodon. Dar economist, adevărat. Eu în Moscou am terminat. La mine profesor ne-a fost Leonida Balkin, academician. Rector ne-a fost Medvedev, academician, secretar de SCA KPSS. Eu n-am făcut chestii de așa, prin coridoare, prin hărmane, pe undeva, prin răsărit. Da. Și eu analizez foarte bine și foarte sondaj. Și eu văd unde, cuda caceța Moldova. Eu văd foarte bine chestiile astea. Și eu văd cum trăiesc oamenii. Și eu văd cum trăiesc ăștia care se folosesc. Și eu văd că guvernarea nu are nici în clini și în mânică de prețuri, de nimic. Ei, noi azi mă majorăm pensia cu 1,7, cu 3,8. Ei, dar tu spune cât ai majorat tu prețurile. Și a rămas din majorarea aceasta s-a voastră? S-a votat indexarea acum cu 30 ceva. Uh-huh. Dar prețul cât a crescut? Ei spun că în baza indexării, ceea la ce înseamnă... La o sticlă de ulei prețul într-o zi a crescut cu 10 lei. 10 lei la o sticlă de ulei și nicto nicih nu. Și nimeni n-are grijă. Și o sumedenie de organe de astea care controlează, care nu știu ce fac, cer raporte, informații. E o nebunie întreagă în țara aceasta. S-a creat un haos întreg în guvernare. Nimeni n-are când să dezlege nodurile acestea. Guvernele astea vin, pleacă, fură, nu fură, duc, vin, nimic, gata, tot. Stau zbârșiți, nu înțelegi, ei sunt după biței sau ei sunt într-adevăr alcoholici care stau acolo prin cabinetele astea și cu dânși, și cu oamenii ăștia. Și aceștia se numesc guvern, aceștia se numesc parlament. În parlament trebuie să faci fiecare oră provetrivanie, vozduha cu ventilație, să nu te năduși. Așa și se face, pentru că dezinfectarea, cum e COVID. Da, cum se numește dezinfectare, da. Domnul președinte, continuăm cu sărbătorile, cu dățile anumite. Noi avem zilele astea, 100 de zile, de când doamna președinte Maia Sandu a fost învăstită în această funcție de șef al statului. Nu noi, voi. Ei. Deci, țara noastră are 100 de zile. Doamna președinte are 100 de zile. Ceva țara de bine. Țara noastră e blestemată. Domnul președinte, dumneavoastră ați preferat... Cu așa președinți, cu așa okay. Oameni. Dodon a pierdut. Dumneavoastră ați deja e mai bine pentru dumneavoastră și pentru multă lume. Dodon a pierdut. A câștigat Maia Sandu. În 100 de zile. Ceva de bine, vă rog. Ceva ați văzut, totuși. Eu... Niciodată nu am mers împotriva adevărului. Și mă dau și ocazie, mă impui acum. Asta e interviu sau e dopros? Că eu să înțeleg. Dacă e dopros, atunci eu sunt obligat să răspund. Eu până astăzi n-am observat nimic. Eu nici nu observ, nici nu înțeleg dacă noi avem guvern, dacă noi avem președinte, dacă noi avem parlament. Eu nu înțeleg și nu înțelege toată lumea. Măcar că nu suntem acum la distanță, măcar că nu avem posibilitatea să ne strângem mână unul altul, dar noi conversăm prin telefon, conversăm prin site-urile acestea. Și toată lumea, cum o și cu cei care eu conversez, da, tot de așa opinie. Da, sunt niște lingăi de ăștia, al de grosă, de ăștia. Mă dați spui că nu utilizez așa cuvinte. Națiști de ăștia. Care se comportă în felul următor. Stai, sunt de ăștia care spune că asta e cel mai mare părere. Așa au vorbit despre toți. Dar rezultatul e că au trecut 20 de ani.
20 de ani de când eu am fost investit și din 2009, 12 ani de când nu sunt președinți, iar că acum iese la suprafață. Mă tai știți numai și eu nu știu cine e compania aceasta de imagine care face aceste sondaje. Eu nu știu cine e. Dar am știut și eu că trăiau oamenii mai bine pe timpurile când președinte era Voronin. Slava Domnului, puteți trăiască oamenii și cu mult mai bine și cu alt președinte. Numai nu trebuie așa de îmblat încolo, încoașe, cum îmblăm noi. Și pus în capul meu interesele personale a cuiva, dar nu interesul societății, interesul narodului întregim. Ia că cum trebuie de lucrat, dar nu... Activitatea președintelui țării, doamna Maesanu, în cele 100 de zile s-a concentrat pe faptul ca să-și îndeplinească una dintre promisiuni, ceea ce se numește anticipatele. Se pare că e reușit, pentru că Curtea Constituțională urmează pe 15 aprilie să anunțe dacă sunt sau nu sunt motive pentru a dizolva actualul Parlament. Sunt, în opinia dumneavoastră, după cele două tentative eșuate de a vota în guvern, Gavrilița 1 și 2, domnul Grosu. Da, cu domnul Grosu unde s-a ajuns? Și s-a ajuns la votare? S-a ajuns la intenție. Adică noi am avut o singură tentativă de votare a unui guvern? Da. Adică în alta curte, în opinia dumneavoastră, nu trebuie să dea undă verde pentru dizolvarea Parlamentului? Eu nu pot pentru curte. De mult vorbim mic. Nu vorbim de curte. Vorbim despre ceea ce zice legea. Curtea nu există ea. Ea nu citește Constituția nimeni din curte. Ea alt interes. Ok, nu pomenim curtea. Conform legislației naționale, conform Constituției țării noastre, motive de a dizolva Parlamentul avem azi sau nu avem? Eu nu cunosc în detalii toate jocurile acestea lor, pentru că ele nu toate se petrec la ceea ce vedem noi și auzim noi. Ele se petrec sub pasă și numai nu știu în ce condiții. Da, nu știu și detalii. Și nu cunosc aceste detalii. Dar eu cunosc ceea ce înseamnă Curtea Constituțională foarte bine, ultimii ani. Asta evitați răspuns la întrebare. Noi acum avem motive să dizolvăm Parlamentul, în opinia dumneavoastră? Eu nu știu că noi avem motive. Noi avem motive de mult să sfugărim în mod revoluționar, în mod de protest, așa cum a făcut ei pe 7 aprilie 2009 acest Parlament. De mult. El nu prezintă de mult interesul alegătorilor și interesul oamenilor celor care i-au ales și i-au adus în Parlament. Au fugit din colo în coașe, luni întregi nu discută și nu aprobă nicio lege. Între ei acolo e corupție, mafie, interese numai. Ceea ce este Parlament, el reprezintă interesul societății. Deci avem nevoie de anticipat. Din motivele acestea politice, da, acest Parlament nu este reprezentativ, nu reprezintă interesul. Și nu interes, nu reprezintă acea situație când el a fost votat, acea opinie a alegătorilor. Din aceste motive, da, trebuie de fugărit acest Parlament. Dar cum asta coincide cu Constituția, dar mă sfătărască fetele astea împreună, de la președinție și de la Curtea Constituțională. De la președinție, Curtea Constituțională decide, nu? Nu, decide împreună, nu aveți grijă. Dar dumneavoastră vă doriți anticipate, da? Așa citeam zilele astea undeva, că ați spus că vă doriți anticipate. Nu știu ce înseamnă îmi doresc sau nu îmi doresc anticipate. Nu este posibil mai mult nimic. Uitați-vă cât timp nu pot forma guvern, uitați-vă cât timp nu se hotărăște nimic, luni întregi, nu lucrează Parlamentul. Eu și trebuie să repet iarăși, am spus numai ce. Sunt toate motivele obiective. Acum trebuie Curtea Constituțională să clarifice dacă este... Asta, cum coincide aceasta cu Constituția? Ceea ce vedem noi, ceea ce dorim noi, asta e una. Cum coincide cu Constituția? Dar dumneavoastră despre Mariana Dulășteanu ați vorbit zilele astea la interviurile care le-ați acordat? Nicăieri. Știam eu că cel mai bun. Haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care eu am să vă întreb despre înaintarea doamnei Mariana Dulășteanu, despre
În fine, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, recent, doamna Mariana Durleșteanu, ministru a finanțelor în timpul guvernării dumneavoastră, a fost desemnată, a fost propusă drept candidat la șefia guvernului de către Partidul Socialiștilor. Ea a fost și ambasadorul în Regatul Unit în timpul domniei voastre. Doar că în ultim moment aceasta s-a răzgândit și s-a retras. Pe scurt, candidatul Durleșteanu ar fi făcut ceva la șefia guvernului și doi, operațiunea de retragere. Credeți că e o operațiune? Sau credeți că aici, pur și simplu, doamna Durleșteanu n-a vrut să mai fie atacată din toate părțile? Da, să începem cu propunerea și cu retragere. Da, dar mai întâi, într-adevăr, o cunosc foarte bine. O doamnă cu capacități și cu principii, dar capacități foarte înalte. Nu cunosc în toate domeniile, clar lucru, că președintele Republicii nu avem așa mult timp să intrăm în mai multe detalii a biografiei unor sau altor membri a guvernului sau altor persoane. Dar capacități în domeniul economic, financiar, super. Asemenea, în alt nivel. Și este apreciat în diferite instituții și în diferite funcții care el a ocupat după. Reșit din aceasta, poate ea ar fi unul din cei mai buni candidați într-un guvern format în condiții normale, nu de conjunctură și nu așa cu diferite metode nespecifice constituționale, nespecifice chiar unui simț așa, sănătos. Da. Și ea, cu intenții foarte bune, eu cu ea nu m-am întâlnit, că eu n-am văzut-o pe ea în Moldova, dar la telefon am discutat de vreo două ori. Când? În timpul când merge toate acum aceste discuții. Uh-huh. Da. Despre înaintarea ei calitate de prim-ministru. Și ea a înțeles că în bordolierul aceasta, nu e de destinul ei ca să se implice. Și e ultimul convorbire care am avut cu dumneavoastră, i-am spus, domn președinte, eu sunt nevoit să mă retrag. Mariana, am avut impresia că singur cu entuziasm ai primit această propunere și chiar erai așa, știi, predispus. Da, așa a fost. Dar eu stau zi și noapte și mă uit la toate site-urile și la toate sursele acestea în rețelele sociale și eu văd ce se face și mai am sunete la telefon din mai multe părți, discut cu persoane. Fără că nu-i cazul. Dacă ar fi să fie alegeri anticipate, să fie ales un parlament normal și să fie propusă candidatura a Durleșteanu, asta ar fi un prim-ministru la locul lui. Poate în sfârșit Moldova ar avea noroc. Dar aici tot e în complex, hotărăște. Trebuie și președinte să fie la locul lui, și parlamentul să fie la locul lui, și atunci și guvernul poate să fie la locul lui. Deci nu este vorba despre faptul că doamna președinte Maia Sandu l-a jucat pe Igor Dodon foarte deștept cu niște operațiuni pe care cu ambasade, cu retragerea Marianei Durleșteanu în clipa în care Dodon era la Maia Sandu și el n-a știut. Nu căutăm teorie ale conspirației. Dar voi nu presupra apreciați pe această Sandu. Lăsați un pas și că ți-a dat țijele să te uiți la dânsa, nu că să mai vorbești ceva de critic. Da. Lăsați-o în pace, nu presupreciați această Sandu.
Acum trebuie de gândit la dacă vor fi alegeri și facem noi toți. Și facem în sfârșit Ivo Velicistvo Izbiratel, alegător, Maria sa alegător și faci. El iar asculce sub toate turmele astea de bandiți, de hoți, de șmecheri, de talhari și iar să facă alegătorul. Și atunci ori Dorleștean, ori cine ne pune, aduceți-o pe Angela Merkel sau pe cine doriți dumneavoastră, numiți o persoană cea mai stimată în Europa, n-ar să facă nimic în bardacul acesta, repet încă o dată. Deci trebuie totul să fie în complex, totul să fie, să fim toți într-o dimensiune, într-o direcție, într-un pas să mergem. Dar nu așteptăm minuni. Minuni nu. Da, depinde mult de persoană. De persoană depinde. Cum el apreciază cursul de dezvoltare, cum el pune problemele strategice această persoană, cum el formează echipa. Da. Dar nu depinde chiar tot mărunțișul de unul și de unul singur, de o persoană. Clar cu ei. Dar știi că pentru un ministru, ea că spuneau toți că în 7 aprilie ei se luptau împotriva dictaturii lui Voroni. Dar nu știi. Dar ea că invită un fost ministru în guvernul Leșile, dar nu ministru care pe unul s-a schimbat și culorile. Un ministru care a lucrat atunci mult timp. Uitați-l la emisiune și întrebați-l de câte ori, fiind el în funcție de ministru, a fost invitat la discuții în oficiu, în cabinetul lui Voronin. Întâi asta era o fericire. Da, știu că cineva povestea, da, că era foarte, foarte rar. Să fie invitat ministru. Eu nu hărțuiem oamenii. Noi trecem, apreciem, ne apreciem cu politica strategică. Dezvoltarea, problema cu tare. Ce face problema aceasta? Gata, s-au terminat toate discuțiile și fiecare se duce și face partea lui de lucru. Dar nu se ține pe dânsă, de ce se ține pe dânsă? Că nu-i mai ții, dacă sunt așa, ca de om la grădiniță, da, de copii. Deci aici depinde de mult împrejurări. Dar Mariana Dorleșteanu ar face față foarte bine în funcția aceasta. Ea are și experiență internațională, are cunoștințe foarte mari în aceste domenii, are experiență, ea foarte energic atunci s-a demonstrat în funcție de ministru finanțe a Republicii Moldova. Dar mai vedem. Om deștept. Domn președinte, recent, zilele trecute, în centrul Chișinăului nostru, a fost răpit un fost judecător, ucrainean. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ca fost deputat, fost șef de parlament, fost președinte de țară două mandate, fost ministru de interne, general-major în rezervă, decorat cu ordine țărilor străine, om care a citit mii de informații venite de la SIS și de la contraspionaj, pe teritoriul unei țări independente, poate veni de capul lui, de capul ei, o unitate de elită a altei țări să-și ia omul pe care îl vrea și să-l aducă în țara respectivă fără ca conducerea țării victime, să o numim așa, să nu știe nimic și zică, vai, a cât-o ta zi-o? E posibil sau nu e posibil? Poate. Serios? Da. Așa mar de capul nostru. Da. În dezastru acesta care se află în Moldova câți ani de zile, orice poate fi. Și este. Și se întâmplă. În primul rând, eu nu cunosc statutul acestei persoane din Ucraina. Că el a fost aici nu o zi și nu o săptămână. Dar vreo câțiva ani, după cum am citit eu. E corect? Da. Vreo 3 ani, da? Eu nu înțeleg statutul lui aici în țară. Și acele organe care sunt menite să aprecieze statutul acelor persoane care intră în țara noastră, cum explică ei, cu ce ocazie au apărut el aici. Acum, poate fi răpit foarte, foarte simplu și foarte ușor. Dar mi-a fost răpire de acestea și din
parte a organelor din Transnistria și din alte parte. Și a fost și transmis oameni cu bunăvoie care câteva zile în urmă de domnul a explicat că le-a turnat ceai în avion când i-au urcat pe turcii și profesori. Nu i-au trimis așa pe uscat, dar le-au dat ceai la drum să bei. Da, înțelegi? Deci la noi în Moldova poate să întâmple orice și cu oricine. Noi, nimeni în siguranță, nici familiile, nici casele, nici ei personal, nimeni nu e în securitate. Nu poți vii să aibă nădejde în organele statului că ei a să-i asigure securitatea lui personală, familiei și tot ce face el. Nici securitatea business-ului nu e asigurat, nimic nu e asigurat. Iacă să bâță ei cu greu acesta care s-a descoperit pe malul Dunării deja aproape. 1600 de toni de grâu. Și nimeni, gata, s-a stins focul. Ceva, s-a înțeles cu cineva, gata, tot. Scos grâu din rezerva de stat, fără voia cuiva, fără hotărârea guvernului, fără nimic, tot. Și în scenariu. Chiar dacă își fac hotărârea guvernului, fac de urmă, post factum, da. Tot așa. Ia că de rezervă de stat și spun că noi renovăm rezerva de stat. Băi, că se renovează rezerva de stat după ce se recoltă roata nu a grâului de anul acesta, în august, în septembrie, mai târziu, să află prețurile în Europa și la piața internațională care sunt prețurile la cereale, dar nu așa. Tălhăreme, pe tot locul. Dar cu cazul acesta eu nu am înțeles nimic. Că a venit aici de la Ministerul de Interne, vorbesc despre 3 automobile, aceste automobile cu numere înregistrate la noi în Moldova, cu chestii de astea de detectiv. Nu, nu insist că îmi dau seama că nu vreau să vorbesc. Nu, nu, nu. Eu nici nu știu cine e judecătorul acesta. Deși el se află în Moldova, categoric nu cunosc. Ce a făcut el în Ucraina? Care a fost înțelegerea? Da. Nu, nu, nu am idee. Nu. Vreau să te-ai vaccinat contra COVID. Nu. Doză vaccinați că nu o să avem doze suficiente în Moldova. Dacă nu avem cu cine vaccina. Noi astăzi, Moldova, ne aflăm pe ultimul loc din toate țările pe globul pământesc după procesul de vaccinare a populației. 0,15% de populație vaccinată. Și îmblă... Mai mult, 1,5% mai timp. 0,15%. Ultimul loc din lume, din toate țările lumii. Noi nu suntem lăsați și aici așa. Un supraviețui, un supraviețui. Nu un supraviețui înseamnă că așa ne-a fost soarta. Că acei moldoveni care nu vor să fie români trebuie să moară. Să zdohnească. Dar cei care sunt români și sunt deputați în Parlament și ei au spus că să apere interesul alegătorilor când au fost aleși între acest Parlament corupt, mafiot, banditesc. Îs peste prut. Toți au un buzunar, pașaport, rămânesc. Și încă se filmează la telefon și ne arată nouă proștilor moldovenilor că ia că noi ne vaccinăm, noi ne-am să fim sănătoși, dar voi acolo zdohniți toți în parte și fiecare împreună. Eu v-am spus în pauză că eu dăm fiecare săptămână de cel puțin de 2 ore eu sunt la cimitir. Și trec pe cineva. De veteranii noștri veteranii mari război pentru apărare patria pap când nu a rămas nimeni. Din veteranii noștri din partid tot așa se duc unul pe altul. Din prieteni, din cunoștință care i-am cunoscut mulți ani ca oameni de treabă, ca oameni cinstiți, tot așa se duc. Dacă unul pleacă la Moscova cu culiocul după vaccină și vine, nu știu, și are în culioc, dar numai nu vaccină. Această lantă pădrogă de președinție spune ca să fie mâine, păi mâine vaccină și ea stă lângă trapul avionului și a spupe trapul, nu știu, acel trap despre care a căzut Biden sau alt trap, să-l sărute și să facă acolo în aeroport. Dar vaccină nu-i și oamenii nu se vaccinează. Acum, astăzi am citit pentru prima dată ca să apară de grabă vaccină unii în farmacii.
Și aici înseamnă că ce facem noi? Trecem la business. Și aici înseamnă că statul, gata, s-a dat într-o parte. Băi, moldoveni, muriți toți, muriți toți. Nu, noi nu avem grijă de voi. Gata, cât mai mult, cât mai bine pentru noi. Noi mai mult nimerim în buzunarele noastre. Ceva. Da. Iar care e situația cu vaccinarea? Situația e strașnică, pentru că numărul de persoane care în fiecare zi pleacă din viață crește. Dar noi nu facem nimic pe dimensiunea aceasta. Aceasta o să fim pedepsiți de Dumnezeu, o să fim pedepsiți și foarte serios, că nu avem grijă de oameni, mai ales aceștia care sunt la cunoști. Eu încă o dată spun, eu nu mai știu ce trebuie să le facă la moldoveni ca să le vie mintea la timp și la locul ei, în timpul respectiv, ca ei, când au luat buletinul de vot, să gândească pentru cine și de ce votează. Eu nu știu ce trebuie să mai fac cu oamenii noștri din Moldova. Le-au furat tot, le-au luat tot și le iau tot în fiecare zi. Ei le fură. Și le fură acum sănătatea, viața. Și nu știu ce ați fi. Și ați terminat toată chestia aceasta. Iată care e situația. Noi avem în contextul ăsta instituită stare de urgență în țară. Asta considerați că majoritatea parlamentară care a decis asta, Dodon și pentru Moldova, Șor, au făcut pentru a amâna anticipatele? Nu. Nu. Cât am eu, cât de multe probleme n-aș avea eu cu acest Dodon, dar în situația aceasta au procedat corect. Și tot una. Uitați-vă să facem chestia după ora 10. Tot una. Nu, dar asta, dar aici e altă problemă. Dar asta e la conștiința lor. El dorește să fie sănătos, dorește să trăiască, dorește asta, lasă păstreze la carantină, lasă păstreze toate normele. Nu dorește, lasă să duc să iei prin noi club, prin beșuri, prin chestii de astea, unde îți bagă în subsoluri, joacă acolo și fac egol. Dar asta e altă problemă. Dar aceea că Parlamentul a hotărât această problemă, aceasta e normal și guvernul trebuie să iei măsurile respective. Dar principala asta problemă e vaccinarea. Vaccinarea totală. Totală. Așa cum au făcut deja multe țări care au de 3, de 5 ori mai multă populație decât Moldova. Domnule președinte, noi trebuie să încheiem, dar eu mai am câteva subiecte și eu mă stric radical de la o temă la alta, vă rog. Așadar, fostul prim-ministru al țării, Ion Chicu, a anunțat că își face partid. Na lui a spus că partidul se va numi Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, dar n-a vrut în niciun caz să se alăture echipii lui Igor Dodon. A zis că el se duce pe cont propriu cu Viorica Dobreveanu, cu Anatolul Sate, care a fost la Ministerul Economiei, dacă nu greșesc, și cu mulți alți oameni. Încă un partid în plus sau e de apreciat faptul că se implică în politică? Cum partea a doua? Încă un partid în plus avem sau e de apreciat faptul că fostul premier se implică în politică? Încă un partid în plus. El nu conștientizează, nu știu cu cine s-a consultat, el nu conștientizează ce înseamnă să formeze un partid de la zero. Cât timp trebuie și cât energie și câtă muncă. Legea asta prin care s-a revenit la vechea vârstă de pensionare la sfârșitul anului trecut, pentru Moldova, Șor și Dodon au votat într-o seară mai multe, tot au fost atacat la Curtea Constituțională, în afară de legea asta. Că doar vârsta a fost majorată în timpul guvernării Partidului Democrat și ăștia au micșorat-o înapoi. E de apreciat aici? Sau aici tot nu e de apreciat? Dintr-o parte e de apreciat pentru că noi toți am întinerit când ne s-a micșorat vârsta de a ieși la pensie. Asta nu are atunci în față de mine, dar de ceilalți cetățeni. Toți au devenit mai tineri. Dar aici apar multe probleme sociale care ei au spus A, dar mai mult n-au spus nimic mai departe. Apar foarte multe probleme sociale. De unde bani? Asta e a doua problemă. Prima, acești oameni trebuie să aibă locuri de muncă. Dar aici, la noi, cu locurile de muncă, cam e tragedie. Da. Și mare. Da. A doua problemă asta e cu, într-adevăr, cu majorarea pensiilor, nu cu 3%. Astăzi pensiile trebuie majorat cu
cu 50%, dacă normal. Bani nu sunt. De unde, domnul președinte? Bani sunt. Bani sunt. Oameni capabili să gestioneze și hotărască problemele în țară, nu să gestioneze finanțele, să ocupe de economie, ei să ocupe de interesele lor. Repet, în toată emisiunea. Asta e o bandă, nu-i conducerea țării, dar e o bandă criminală, organizată, cu scopuri anumite împotriva statalității, suveranității Republicii Moldova. Dacă îți generalizez, așa, în totalmente, poate ori înțelege cineva. Nu cred că o să înțeleagă toți, nici nu tind la aceasta, că eu îi văd pe mulți dintre ei. Da, hai, ia că așa. La 40 de ani te duci pe tine, dar ăștia de la cimitirul Sfântul Lazar, dar mă trec peste șoseaua Poltava. Dacă, domnul președinte, de la 1 aprilie noi nu mai exportăm în Rusia fără a achita taxele vamale. Eu citesc fără să înțeleg. Spre ce vorbesc? Dumneavoastră știți ce înseamnă asta. Spuneți-mi frumos, dumneavoastră știindu-l foarte bine pe Vladimir Putin și în general cum gândesc rușii, administrația de la Kremlin, Putin nu va semna ca să exportăm fără aceste taxe până nu va cere personal președintele Maia Sandu și până nu se va umili președintele țării noastre? Nu, trebuie de aflat când a fost termenul acesta. Până 1 aprilie, dar tot timpul se prelungea câte un pic. Da. Acum trebuie cineva să intre cu inițiativa, cu propunerea de a prelungi acest termen. Cine poate să facă? Guvernul interimar? Nu. Președintă? Nu, e cu rușii, cu Federația Rusă, nu vrea să vorbească, vedeți că interzic limba rusă în toate documentele, nu se traduce în limba rusă, nici în Parlament, nici nicăieri. Aici e cacou privet, tacou atvet. E că care e răspunsul pur economic la această întrebare. Zinaida Greceanu convocă din când în când membrii guvernului la Parlament, la biroul domnului sale. Exces de putere? Sau lipsă de putere în țară, în general? Și cineva trebuie să vorbească între ei ce e de făcut. Da, e lipsă de putere, dar din punct de vedere a puternicirilor președintelui Parlamentului, așa ceva poate să permite, dar numai nu toți membrii guvernului. Uh-huh. Dar, de exemplu, ministrul Cutare cu o echipă de-a lui pe marginea executării sau neexecutării a unei legi. Se poate făcut împreună cu comisiile respective din Parlament care sunt responsabile pentru controlul asupra executării acestor legi. Dar în cazul de dat n-are mai mult cine face acest lucru. Și Greceana, fiind persoană cu experiență, eu puteam să mai mult o critic numai deși e că e în echipa lui Dodon. Alte neajunsuri ea nu are. Ei, o luat și e, cum a luat toată lumea din miliardul acela credite, chestii de astea. Da, dar are experiență. Doar a fost și prim-ministru în timpul când noi eram la guvernare. Și are experiență. Știa, discuta cu miniștri, cu alte persoane. Asta numai din lipsă, deși e că mai mult nimeni nu are cine se conduc cu țară. Să observați ce se întâmplă în ultima vreme la primăria municipiului Chișinău, Consiliul Municipal. Eu nu vreau să vă întreb cum comentați bătăile. Asta e o strategie pentru următoarele alegeri locale a unora de acolo? Sau așa e bardacul ăsta de când e municipiul Chișinău în general? Asta bardacul e de când l-a înființat în Curicheanu, unul. Doi, are legătură și cu ceea ce vorbiți dumneavoastră despre viitoarele alegeri? Pentru că e acum cât mai repede vor spui ăsta. Ei s-au bătut din cauza, au fost așa întreprindere, zavod, grajdanscă viață. Așa. Ei nu produceau avioane, elicoptere, ei produceau diferite de astea utilaj nestandard. De exemplu, trap pentru avion. Uh-huh. Alte utilaj pentru avioane. Diferite trapuri. Nu la fiecare avion trebuie merge același trap.
întreprinderi foarte, cu tehnologii foarte avansate. În timpul când a venit la guvernare, ea lucra activa. Acum au făcut tot posibil, au distrus-o până la Can Internațional, două stambania, și acolo sunt 8 hectare de pământ. Toate comunicațiile sunt pe loc. Nu trebuie nicăieri să tragi apă, canalizare, energie, totul e pe loc. 8 hectare. Președintele Comisiei pe zemelnic văprosul nu e unul altul cât Vasile Chirtoca, acel care a făcut privatizare pe bunuri patrimoniale. Patrimoniale, da. Așa. Și acolo, ia ca așa. Și eu s-o cot că bătaia și eu a fost la locul ei. Dar puțin s-au bătut. Ei trebuie să bată cu documentele în mână și cu tot ce este necesar. Dar vedeți că primarul general se face mort în Popșoi. În situația asta el stă într-o parte. Наблюдает бой со стороны. Deși întrebarea care mă da e pusă în dezvoltarea acestei întrebări către alegerile locale are loc să fie adevărat, cu adevărat. Ia ca pe CSU. Și asta apară și alte interese și trebuie să mai rupă, să mai fure și să mai fac. Clar. Domn președinte, mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost adunat la emisiune. Da. Odată în 7 luni m-ai invitat? Mai des. Mi-a străcesc foarte bine, domn președinte, destul de des. Eu am o propoziție către stimații telespectatori care au găsit timp și răbdare să ne asculte pe noi, pe mine, în primul rând, în această seară, cu o singură rugăminte. Oameni buni, aveți grijă de dumneavoastră. Lăsați-i mamă naibii pe aceștia care se numesc guvernare, inclusiv și organele publice locale, că acolo tot e tălhărime, Doamne ferește. Lăsați-i. Aveți grijă personal de dumneavoastră, de membrii familiei dumneavoastră. În primul rând, de toți. Nu uitați de părinți. Cei care sunteți de Chișinău, dar rădășelile sunt la țară, vizitați-i cât pe des. Ajutați-i cu produs, ajutați-i cu medicamente. Nu lăsați în voia soarte. Pe urmă, ați vă paie rău. Și dumneavoastră personal aveți grijă dumneavoastră. Nu vă dați într-o parte de toate măsurile acestea care acum se propun de în condițiile de carantină. Și cu mască, și cu separare, și cu distanța socială, și toate acestea. Nu vă grăbiți. Îți reușiți la troleibus, îți reușiți și la piață să ajungeți, dacă îți fii sănătoși, să se reușești toate să le faceți. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Mai mult nu are nimeni grijă de Băldova asta de dumneavoastră. Vedeți că vaccinarea nu se petrece. Alte lucruri, că au anunțat carantină, măsuri, nu se văd concrete. Deci e pe seama dumneavoastră, conștiința dumneavoastră. Aveți grijă. Aveți grijă, păstrați-vă sănătatea. Numai sănătate în mâinile dumneavoastră. Domnul președinte, mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes în toate. Vă doresc o seară cât mai calmă și ne revedem neapărat aici, în studiu. 7 luni. Domnul președinte, asta știți cât de des vă invit eu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.